Născută în ziua tranziției unui semn zodiacal la altul, ești ambițioasă, intenționată și dedicată scopurilor tale, îți place să explorezi lumea și să folosești cunoștințele pe care le ai pentru a o înțelege mai bine, vrei să găsești adevăratul sens al vieții, dar în ciuda idealismului, ești practică, realistă și nu-ți permit să fii scufundată complet în iluzii, gânditoare și muncitoare. Conduci un stil de viață activ și ai un aport imens de energie. Dacă nu înveți cum să te relaxezi, atunci riști să arzi rapid. Ești extrem de rapidă, ingenioasă, și atunci când găsești timp să te relaxezi, devii sufletul real al companiei. Cea mai remarcabilă caracteristică ta este capacitatea de planificare pe termen lung și implementarea planurilor. Tema dimensionalității atât în muncă, cât și în viața de familie este foarte relevantă pentru tine. Ai anumite abilități predictive, dar aceste abilități, de regulă sunt folosite în principal pentru a calcula cu exactitate unde și cine vei fi și cum vei dovedi soarta ta pe baza meritelor trecute. Toate acestea apropo, nu înseamnă deloc că nu ești capabilă să-ți schimbi cursul vieții, mai degrabă indică faptul că ești conștientă de capacitățile și nevoile tale pentru o anumită perioadă de timp, ceea ce îți permite să-ți planifici timpul și eforturile în consecință. Pentru tine valoarea fiabilității este mai multă decât orice. Te dezvolți încetă dar sigur, an de an creând și îmbunătățind structura vieții tale. Din cauza prudenței, de obicei faci greșeli mult mai puține și suferi mult mai puține înfrângeri decât majoritatea oamenilor. Dar dacă o catastrofă îți cade pe umeri și aceste lucruri ți se întâmplă poate o dată sau de două ori în întreaga ta viață, atunci această catastrofă este una gravă, care te înliniștește multă timp. Cu toate acestea, după câtva timp petrecut în linsul rănilor, te întorci din nou, pentru a-ți continua călătoria în viață cu o admirație surprinzătoare. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, disciplină, prudență, onestitate și acuratețe, precum și o excelentă capacitate de gestionare. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului, disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistente și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească? o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficientă timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Ador să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Te-ai născut într-o zi de tranziție de la Săgetător la Capricorn? De aceea ești un cercetător născut, tu gravitezi spre noile cunoștințe, te străduiești să deschizi noi orizonturi, puține lucruri te pot opri pe drum, ești complet străină de îndoieli, știi clar ce vrei și cum poți obține, nu ești înclinată să suferi din cauza flacurilor, în ceea ce privește relațiile interpersonale, ești neîncrezătoare, opinia ta este mai importantă pentru tine decât oricare alta. Poți fi greu de înțeles, poți solicita în mod necuvenit atenția de la alții, dar vei ajuta în întotdeauna într-o situație dificilă. Dacă ești caracterizată de ambițiozitate, care de fapt se întâmplă mai rar, atunci progresul tău până la culmile cariere este dureros de lentă din cauza unei reticențe clare de a-ți asuma riscuri nejustificate. În legătura cu munca și cu viața în general ai ceva de la un meșter care se bucură atât de procesul muncii, cât și de rezultatul final. Ești foarte răbdătoare într-un sens global. Cu toate acestea, ești de asemenea capabilă să te enervezi pe flacuri în unele situații cotidiene, devenind în același timp absolut insuportabilă în comunicare. În astfel de situații, ai tendința să împroști instantaneu asupra altora reacțiile tale emoționale, cum ar fi de exemplu, izbucniri de furie. După ce ți-ai exprimat nemulțumirea, îți vei păstra armonia sau atitudinea proastă multă timp și te vei potoli repede. Adevărat, după astfel de situații, aștepți de la cei care au suferit de furia ta să-ți respecte literalmente regulile, în special în relațiile cu copiii tăi. Există pericolul de a fi copleșit de metode autoritare, pe care ar trebui să le în orice mod posibil. Deoarece un astfel de comportament poate provoca resentimente sau chiar nemulțumiri puternice, în special printre membrii familiei tale. Ai un caracter secret și serios. Cu toate acestea, dacă ai un motiv pentru a ți arăta simțul umorului, o vei face la maxim. Cea mai bună societate pentru tine este o companie formată din mai mulți prieteni apropiați sau membri ai familiei, fiind singură prin natură ai nevoie de perioade lungi de retragere, te simți întotdeauna inconfortabil la adunările aglomerate și preferi să te închizi în tine însăți, scăpând astfel de atenția enervantă a societății. Este foarte important să înveți să manevrezi cu grijă cu umorul tău, care poate avea adesea nuanțe de ironie sau satiră acidă, și să nu-i permiți să crească în sarcasm sau bat jocură. O sarcină foarte importantă este, de asemenea, Găsirea unui echilibru între seriozitate și divertisment, izolarea de societate și activitatea socială. Dacă este posibil, ar trebui să cauți un canal prin care gândurile și sentimentele tale, adesea suprimate sau izolate, ar putea ieși pe deplin în lumea exterioară și să-și găsească expresia acolo. Te distingi față de alții nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale, ești ambițioasă, prudentă și ai capacitatea de a elimina un conflict. Ești ceva mai erotică și mai amoroasă decât bărbații acestui semn. Știi să te comporți ca o adevărată doamnă? Ești strict în respectarea decențelor externe și la prima vedere pari rece și impregnabilă, strictă și misterioasă, însă rar vei avea un vulcan de pasiuni. Farmecul tău este misterios și ambigu și în primul rând are ca scop să te asiguri că bărbatul te cucerește, te caută, face eforturi. Cum afectează data de 22 decembrie soarta ta? Poți planifica afaceri pe termen lung și le poți implementa cu succes. Îți îndeplinești cu atenție responsabilitățile de muncă, luând în considerare fiecare pas. Drept urmare, rezultatul merită așteptat, dar va fi mai presus de toate laudele. Viața personală este, de asemenea, supusă unei planificări atente. Poți descoperi în tine însăți capacitatea de a prezice. Predicțiile care necesită exactitate sau ce soartă va ieși din ele sunt cele mai bune și deseori involuntare. Îți poți schimba soarta datorită faptului că îți evaluezi corect capacitățile și îți planifici acțiunile în avans. Tu nu-ți stabilești un obiectiv pentru a schimba binele în bine? ci pur și simplu pentru a îmbunătăți binele. Fiabilitatea este considerată cea mai bună calitate în tine. De asemenea, apreciez constanța și armonia interioară. Nebunia pentru tine este străină. Îți place să faci totul treptat, astfel încât nimeni să nu te deranjeze degeaba. Datorită prudenței, faci greșeli de viață mult mai puține decât alte persoane. Dacă totuși, s-a întâmplat un fel de greșeală, atunci te retragi din tine, dar după un timp, te întorci la fostata rutină pentru a merge mai departe, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, ești destul de ambițioasă, dar ești foarte dificilă și trece încet pe scara carierei datorită faptului că nu-ți asumi riscuri și compromisuri, riscul este adesea considerat un fel de erupție cutaneată, deși aceste lucruri nu este întotdeauna real, în muncă. Pentru tine procesul în sine și rezultatul excelent sunt importante, ești destul de enervată de micile lucruri care se întâmplă în viață și puțini oameni te îndură în astfel de situații. Lusul este că, după ce ți-ai exprimat nemulțumirea, te calmezi repede, ești predispusă la infatoare cu un mod autoritar de gestionare, de multe ori aceste lucruri duce la numeroase nemulțumiri în oameni, în special cei din familie. Datorită incontinenței tale, deseori apar probleme în societate, de aceea poți fi numită insuportabilă, ai un caracter profund și grijuliu, iar dacă începi să glumești, atunci umorul tău merge până la capăt. Glumele tale sunt foarte inteligente, dar puțin nepoliticoase. Dragoste și compatibilitate, în relațiile personale, ești pasională și iubitoare dar mult mai iubitoare de libertate decât capricornii obișnuiți, vei rămâne credincioasă și fidelă doar dacă găsești o comunitate intelectuală autentică și o înțelegere cu partenerul tău. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, fecioara cu fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu pești și rac. Relațiile cu vărsătorul și leul sunt puternic contraindicate pentru tine. Reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice. Prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni, antipodul tău absolut este gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune, unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea, locuri de muncă și carieră, ești ambițioasă, dedicată gândurilor, idealurilor, principiilor și ideilor tale. Îți place să explorezi lumea, urci ușor în carieră, te alături rapid unei meserii interesante pentru tine, cauți sensul vieții, încerci să înțelegi esența fenomenelor și evenimentelor, te distingi prin intuiție, determinare și persistență, ai un simț natural al pericolului, poți prezice evenimente, care adesea te ajută la evitarea problemelor grave, ești un strateg priceput. Planificarea pe termen lung este punctul tău fortei. În implementarea planurilor, nu poți fi egalată. Tu știi ce și în ce secvență să faci pentru a obține rezultatul maxim la cel mai mic cost. Sănătate și boli. Te confrunți adesea cu probleme care se bazează pe o atitudine complexă. Problemele psihologice se pot manifesta în boli fizice, de exemplu bolile oaselor și pleoapelor se agravează odată cu vârsta ar trebui să apelezi la exerciții fizice care dezvoltă flexibilitatea, yoga, tai chi, calistenis. În plus, pe lângă o dietă strictă, poți încerca să dezvolți abilități culinare. Emoțiile strict controlate pot găsi o cale de ieșire pentru tine însă țin dragoste. Din punct de vedere fiziologic, punctele slabe ale tale sunt toasele și organele vederii. Poți suferi de artrită, osteoporoză, condroză. Vederea slabă este aproape o normalitate. Soarta și norocul. Universul ți-a destinat o soartă dificilă. Ai venit pe această lume pentru a plăti datorii karmice. O listă completă a acestora o poți afla din astrograma natală. Sarcina ta este de a curăța karma. Vor apărea neplăceri în viață? Poate va trebui să treci peste obstacole. Dacă vei putea rezista, nu te vei rupe nu te vei împiedica, te vei păstra bine în sufletul tău, dacă vei fi milostivă și înțeleaptă, vei reuși să-ți folosești talentele și oportunitățile care ți-au fost date la naștere de către forțele Universului. Sfaturi pentru tine, ești ambițioasă, dar evoluția în carieră este foarte lentă. Poate ar trebui să-ți reconsideri atitudinea față de risc. Chiar crezi că este întotdeauna nejustificat? în exactitatea și autocontrolul, învață să fii mai deschisă și mai tolerantă față de ceilalți, nu învinovăți și nu condamna pe nimeni. Prostii la uneori o mare valoare terapeutică și, în plus, pot fi destul de amuzante, oferă ți mai multă comunicare. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. În te ești un gardian al trei familiei. Persoana care ți alege un cadou va trebui să folosească logica, nu emoțiile. Un cadou pentru tine nu trebuie să fie legată de muncă. Există capricorni, muncitori și există gospodine, colecționare etc. Dacă ești înregimentat într-o familie, atunci știi exact care este sensul vieții tale. Pe această bază se va alege un cadou, fără surprize și tombole conservatoare, nu le vei aprecia deloc. Dacă cineva nu știe ce să-ți ofere, banii sau un card cadou sunt binevenite și apreciate de tine. Nu apreciezi flacuri. Pentru ca un prieten să acționeze în siguranță, este mai bine să te întrebe direct despre ceea ce dorești și îți va plăcea. Vei fi în stare să-i oferi o listă cu dorințele tale de a alege. Dacă ai deja o carieră, cel mai bun cadou pentru tine vor fi accesoriile de lucru care îți subliniază bunăstarea și statutul, un pic respectabil, accesorii de masă, ceasuri de perete scumpe etc. Pentru tine, ambalajele frumoase sunt la fel de importante ca darul în sine, deoarece ajută la crearea unei adevărate dispoziții festive. Tu iubești foarte mult ordine în lucruri vei ajunge la punctul în care cadoul primit te va ajuta să lupți împotriva dezordinii la locul de muncă sau acasă, fie că este un cufăr, recipiente de depozitare a alimentelor sau șifonier, cu cât mai multe sertare și rafturi, cu atât mai bine, vei găsi folos pentru toate. Mintea ta are nevoie de antrenament, motiv pentru care îți plac atât de mult jocurile de logică, mega crosswords, puzzle-uri complexe și le vei aprecia. Un cadou extraordinar pentru tine va fi în o carte serioasă publicată pe un subiect care te interesează sau un abonament la un cunoscut jurnal științific. Pentru tine, nu este atât de important ce fel de flori primești, ci cât de mult corespunde acest buchet momentului, data, întâlnirea de afaceri, ziua de naștere etc. Aniversare, atunci să fie trandafiri roșii uriași de 8 martie, lalele sau narcisele, în general, buchetul potrivit și ambalajul potrivit. Iubești foarte multă tehnologia, pentru că te ajută atât în munca ta, cât și în lupta împotriva tulburărilor domestice. Tehnologia alte este punctul tău fortei. Doar că aparatele electrocasnice, echipamentele pentru computer și orice gadgeturi de lux ar trebui să fie de o calitate excelentă, numai de la companii de top. Nu poate greși nimeni dacă ți dă un clasic. Bijuteria ideală pentru tine este una care nu se va demoda niciodată și cu care nu este păcat să mergi la recepția reginei Angliei. Nu trebuie să fie prea scumpă, dar trebuie să fie respectabilă și elegantă. În casa ta, precum și în capul tău rațional, trebuie să existe o ordine completă. Deci, un cadou de bun venit pentru tine sunt lucruri pentru organizarea tot ceea ce există în lume, un album pentru fotografii, cutii pentru bijuterii și lucrări de ac, o cuție pentru instrumente. În mod natural, într-un cadou, rusticitatea acestor articole ar trebui compensată prin designul lor elegant, parfumul perfect pentru tine este aproape imperceptibil, ar trebui să fie un miros scump și respectabil dar atât de delicat încât să se ghicească doar prezența sa. Tu tratezi bibelorile ieftine nu bine și nici măcar indiferent, ci negativ. Acumulare de praf, gunoi inutil, este părerea ta cu privire la această problemă. Cu totul altceva este un mic lucru scump și elegant, care nu ți este rușine să-l arăți colegilor la locul de muncă ca semn al succesului și prosperității tale, statuetă, brichetă, pictură vei fi întotdeauna fericită cu astfel de lucruri. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.